O violonistă la început de drum, la 26 de ani, Ekaterina vorbește cu modestie despre primii ani de vioară. Instrumentul i-a fost dăruit de profesorul ei din Rusia. Ekaterina Valiulina este considerată de criticii muzicali drept una dintre cele mai bune violoniste ale generației sale. A absolvit cu brio conservatorul de stat din Moscova, după care și-a continuat studiile în Elveția, la conservatorul de la Zvițera Italiana, unde a avut profesori de excepție, Ida Händel, Shlomo Mintz, Sergei Krylov. Nu-mi pot imagina viața fără muzică, dar unii dintre prietenii mei nu prea înțeleg muzica clasică și asta pentru că nu este cunoscută. De obicei se promovează muzica pop. EUROPAfest 2015, un an bun. Vom continua să batem recordul la numărul de muzicieni, numărul de țări și, de ce nu, la calitatea celor care câștigă acest concurs. În seara de încheiere a EUROPAfest 2015, programul cuprinde lucrări semnate Johann Sebastian Bach, Nicola Paganini și Maurice Ravel.